Te-ai întrebat vreodată ce s-ar putea întâmpla dacă bagi prea mult ulei pe, pe la bușon? Adică ți intră conform manualului 5,5 litri, dar tu îi bagi 6. Din greșeală, poate n-ai văzut, poate ai omis. Eu știam ca inginer auto ce am văzut, ce am văzut prin servisuri, ce am studiat, știam că producătorii își o marjă de siguranță. Adică ai un motor comun, să mă gândesc, un motor de 2 litri diesel N47 la care poți să bagi 5,3 litri de ulei. Sau cum am eu la X3, motor în 6 cilindri 2.5, dar cred că și la 3 litri, 2, la 3 litri diesel, la 3 litri benzină, intră tot cam 6,5 litri. Acum dacă pui 6,8 sau nu știu, te ai să torni și o să vezi că în loc să pui 6,5 ai pus 6,8 sau 6,6 sau chiar 7 ai pus tot bidonul. E ceva grav sau nu? Aș vrea să dau full credit la un episod pe care l-am găsit pe YouTube de la niște oameni extraordinari, Au fost, a fost filmat tot procesul extraordinar. Vreau să dau full credit pentru că preiau de acolo câteva cadre și pentru că de acolo mi-a mi și venit ideea de, de video, ar fi extrem de costisitor să fac un clip identic cu ăla, așa că de dragul eficienței o să preau de acolo câteva cadre, informații și vă fac un mic rezumat pentru că sunt de părere că e foarte important pentru toată lumea să știe acest detaliu. Practic, rezumat, nu se întâmplă absolut nimic. Deci, cei din video au făcut o simulare, ai minim și maxim pe joșă. Diferența între minim și maxim, ce puțin la un 2 litri TDI, care consumă ulei, care intră 5 litri, diferența între minim și maxim este de aproximativ 1 litru probabil că la un 3 litri la care bagi 8, litri de ulei, probabil că între minim și maximă diferență cam de 1 litru jumate, 1 litru 300, poate chiar și până la 2 litri. Dar în acel episod, practic, între minim și maxim, hai să zicem 1 litru diferență. Deci ar intra 5 litri pe maxim. Ei bine, ei adaugă încă o dată diferența, adică încă un litru, ai practic de două ori nivelul maxim diferența de la minim la max 1 litru apoi de încă o dată diferența de la minim la maxim de 2 ori max și de 3 ori max și după aia se duc la extrem și se duc uleiul până efectiv înneacă motorul de ulei adică că îi bagă un volum peste dublu decât cel recomandat. Când bagă un litru peste maxim deci de 2 ori maximum, nu se întâmplă absolut nimic singurul lucru care se întâmplă este că în cazul în care motorul îți consumă ulei, are de unde să consume. Eu consider că îi eficientizează răcirea și dai cumva bani de pomană. Să zicem că ai un motor care nu consumă ulei, îi pui tu de ulei în plus, cumva arunci cu banii pe geam. Deci bani aruncați. Dar din punct de vedere tehnic nu se întâmplă nimic. Biala nu atinge uleiul, manetoanele nu ating uleiul, nu se întâmplă absolut nimic. După cum se poate vedea și, și în clip. Apoi pun de, încă o dată, mai pun încă un litru și chiar și atunci nu a fost ceva grav. Deja de acolo în sus apar probleme. Mișcarea motorului atinge nivelul de, de ulei și principala problemă, dacă se observă în acel episod, principala problemă care apare când pui deja prea mult, este că face spumă. Iar când se face multă spumă, practic sunt foarte multe bule de aer în ulei care ălea, la un nivel mai micro, nu mai ung. Uleiul nu mai are ungere pentru că e mult aer în el și puterea sa de ungere scade. Frecarea crește, uzura se accentuează. Deci cam asta ar fi, ar fi consecințele. Eu acum nu încurajez să vă puneți de două ori volumul de ulei. Nu vă recomand să faceți experimente sau să puneți ulei efectiv până, până de pe afară. Doar ce vreau să vă transmit, pentru că eu problema asta am întâlnit-o la foarte mulți clienți. Domne, am pus mai mult decât era maxim. E problema? Iar eu, când am lucrat în service a venit o doamnă care a făcut un schimb de ulei la un Peugeot, la un Peugeot 206, a lăsat mașina acolo pentru câteva zile, și eu le-am spus la mecanici să bage, nu mai știu, pat, mai, mai mult, cu un, un litru jumate, 2 litri de ulei. Deci, în motor intrau 3 ceva, și cred că au băgat mecanicii 5. N-a fost vina lor, a fost vina mea. Pentru că le-am zis, bă, aici se bagă 5. M-am uitat la aceeași mașină, dar la altă motorizare. De exemplu, la Logan, ca să vă faceți o idee de ce am greșit. La Logan, 1.6, benzină simplu, 8 valve, un ax cu came, 86 de cai. La fel ca și la 1.4, intră 3.3 litri de ulei. Iar la 1.6, 16 valve, intră aproape 5 litri de ulei. O diferență de un litru și ceva doar pentru simplu fapt că motorul, deși are aceeași capacitate, e 168 valve, 86 de cai, versus 1.6.16 valve, 105 cai. Deci, cilindrele e aceeași. Dar unul are nevoie de mai mult ulei decât celălalt, probabil care are baia mai mare. În fine, și a fost o de genul ăsta, nu mai țin minte exact mașina, dar parcă un Peugeot 206. I-am dat mai mult ulei să bage decât trebuia. Și vezi că mă luase un pic panica, bă, am băgat cu un litru jumate în plus, am dat drumul din nou la, la ulei, l-am pus într-o găleată, am scos excesul și am băgat din nou cât trebuia. Deci dacă ți intră în mașină 3 litri de ulei și tu îi bagi 5, e o problemă, e prea mult. Dacă ți intră în mașină 4,7 litri și ai băgat 5, nu se întâmplă absolut nimic. Chiar și atunci când te uiți pe jojă, dacă ai minim și maxim, minim și maxim, și tu îi bagi e peste maxime pe aici, nu este niciun fel de problemă. Deci poți să stai liniștit. La fel cum se poate întâmpla dacă ai o mașină cu un motor cu filtru de particule diesel care își face regenerare, face oil dilution pentru că merge pe post injecție, lucru care se întâmplă de obicei la Ford, VAG, BMW are alt sistem, Peugeot are alt sistem. Sunt mașini care au injectoare separate care bagă în DPF și atunci nu ai problemă cu oil dilution, dar sunt mașini care fac oil dilution. Deci la un moment dat ajunge motorina în baia de ulei îți diluează, îți contaminează uleiul și îți crește și nivelul și mai și pute Adică motorină. Nu mai miroase doar la ulei, să ulei cu motorină. Se contaminează uleiul. În cazul ăsta e bine să schimbi uleiul mai repede pentru că uleiul respectiv se contaminează, dar mult se schimbă pentru că au lumea crescut nivelul, trebuie să-l dau afară. Nivelul de fapt nu se întâmplă absolut nimic dacă îți crește puțin. Deci eu asta vreau să rețineți, dacă îți crește nivelul, dacă ai pus mai mult, dacă ai pe joajă min, max și ai un pic mai mult de maxim, stai liniștit că nu se întâmplă absolut nimic. E mai rău să mergi cu lipsă, deci să mergi cu sub minim, decât, decât cu a merge puțin peste maxim. Asta vreau să rețineți. Acum aveți tot clipul integral, îl găsiți pe YouTube despre care v-am povestit de unde am luat sursa, dar nu trebuie să băgăm de două, de două, ori nivelul maxim, de trei ori nivelul maxim, de două ori volumul total de ulei, adică în loc de 4 ulei trebuie să bagi 8. Dar dacă ai băgat în loc de 4 jumate, ai băgat 5. Nu se întâmplă absolut nimic grav. Acum, nu vă încurajez să faceți asta mereu, dar dacă s-a întâmplat, nu vă speriați. Asta este tot ceea ce vreau eu să vă explic. Și nu uitați că avem uleiuri pop pe 99 vehiclesro Ăsta e un ulei Racing, aproba de Schumacher. Fratele lui, Schumacher. Tot Schumarul, ultima. Ne vedem în următoarele episoade.